să primească și el aplauze. Vă mulțumesc că m-ați invitat, le mulțumesc organizatorilor târgului că m-au invitat, pentru că Brașovul îmi poartă noroc. Acum 2 ani mi-au făcut, cum să spun, firma care organizează târgul, mi-a făcut Libris, mi-a făcut reclamă și am fost și eu un autor cu reclamă și foarte fericit și am câștigat chiar și bani. Ceea ce mi s-a părut extraordinar. Sunt bucuroasă că sunt aici, le mulțumesc colegilor mei universitari de la frumoasa Universitate Tehnică Transilvania, cu 18, deci mai, nu se mai numește tehnică, numai Transilvania, cu 18 facultăți am studiat aseară, noi la Babeș-Bolyai avem, mi se pare, 21 de facultăți. Asta nu înseamnă, nu numărul contează, contează ceea ce fac. Le mulțumesc colegilor mei, Rodica și Adrian, le mulțumesc foarte mult pentru că mi-au citit cartea și pentru că v-au prezentat-o. S-au spus foarte multe cuvinte mari despre cartea mea aici, s-a spus că e o carte mare. Eu sunt bucuroasă dacă e o carte bună. Iar în momentul când am terminat-o, la târguri se spun și cu ocazii astea publice se spun, așa am văzut eu la București, la târgurile de carte la care am fost, se spun niște lucruri teribile și aici am parte de niște aprecieri superlative. Când am terminat cartea, i-am spus cititorului meu și criticului meu, în care am maximă încredere, totală încredere, cred că am scris o capodoperă, i-am spus el. Sigur, eram euforică. Terminasem o carte la care primele fragmente le-am scris în anul 2012. Am mai aruncat pe hârtie, pe hârtie, am mai aruncat în computer, să spun adevărul, adevărat, câteva fragmente și în 2013, iar din vara anului 2014 m-am ocupat de cartea asta. Știam exact ceea ce vreau să fac, dar a fost teribil, a fost o experiență extraordinară a fost o experiență înfricoșătoare, umilitoare ce am găsit cu cartea asta. Acasă, pe câmpia Armagedonului, am scris-o vreo 42-43 de zile. Deci prima mea carte de proză, primul meu roman.